De fapt, în 1947, Iuliu Maniu a hotărât să trimită un grup de fruntași naționali țărăniști peste hotară pentru a înștiința opinia publică europeană despre ceea ce se întâmplă la noi în țară, despre modul de comunizare a țării, despre abuzurile realizate, întreprinse de comuniști în această perioadă. Și așa se ajunge să, la momentul 14 iulie, când un grup de fruntași naționali țărăniști sunt arestați la Tămădău în momentul în care doreau să părăsească țara. Iuliu Maniu nu era de față. El fusese internat în sanatoriul doctorului Ioan Jovin, era medicul său personal. Inițial i se fixase domiciliu forțat aici, iar și va fi și locul de unde va fi ridicat și arestat câteva zile mai târziu, după 14 iulie. A fost implicat și condamnat în procesul lotului Tămădău. La sfârșitul lui noiembrie a fost condamnat la temniță grea pe viață. Avea în momentul arestării 74 de ani. După finalizarea procesului a fost încarcerat în penitenciarul de la Galați. Aici au fost duși, de fapt, toți cei din lotul Tămădău, încarcerați în celule pentru o singură, în celule separate, celule de izolare. Iar în 15 august 1951 a fost transferat la penitenciarul din Sighet. A rezistat regimului de detenție de la Sighet aproape 2 ani de zile, până în 5 februarie 1953. Da, pentru perioada petrecută la Sighet, de exemplu, fostul fruntaș național țărănist Mihai Popovici povestește în unui cunoscut, deci povestește după eliberarea din închisoare, unui cunoscut că la Sighet foarte mulți, încă atunci când putea să iasă la plimbare în curtea închisoare, foarte mulți dintre cei încarcerați la Sighet riscau chiar și bătaia pentru a-l putea vedea, pentru a-l putea zări pe Iuliu Maniu plimbându-se în curtea închisorii, întrucât, și asta cum se putea realiza, întrucât nu aveau voie, regimul penitenciar nu permitea să te urci pe pat, să te uiți afară sau să privești pe geam afară, și foarte mulți riscau acest făceau acest lucru tocmai pentru a-l vedea și cu riscul de a fi pedepsit. Cardinalul Alexandru Todea povestește la un moment dat faptul că a reușit undeva la începutul lui ianuarie 1953 să intre în celula lui Iuliu Maniu și să-l spovedească, și deci el va muri o lună mai târziu, în februarie. De fapt, o mărturie foarte cutremurătoare, foarte zguduitoare ne-a lăsat-o fostul diplomat Camilian Demetrescu, care tot așa are o amintire legată de Maniu, o amintire legată de una din plimbările lui. Era undeva prin anul 52 când l-a zărit pe Iuliu Maniu, scos din celulă de subțior de doi colegi de cameră,
Unul se pare că era fostul ziarist Nicolae Carandino și celălalt a fost fostul primar al Clujului, Sebastian Bornămisa, care îl pur și simplu, spune Camil Demetrescu, pur și simplu îl târau ca să mai poată ieși un pic la aer, și Maniu punea, spune el, bunăvoință, punea un picior și încerca să se deplaseze, dar foarte, foarte greu deja a reușit să facă câțiva pași, și spune că această imagine l-a marcat. De fapt, cel care l-a îngrijit până la sfârșitul vieții a fost ziaristul Nicolae Carandino, care a stat alături de Iuliu Maniu până în ultimele clipe ale vieții. A murit la 5 februarie 1953, datorită regimului din închisoarea regimului penitenciar, unde secretul era principala bază, stătea la baza funcționării penitenciarului și ordinelor interioare. Tot cardinalul Alexandru Todea este cel care povestește cum au aflat de moartea lui Iuliu Maniu. În acea dimineață ei au fost scoși la măturat și în penitenciar era și un gardian mai omenos, îl chema Piccolo, iar acesta a început să strige pe ei: bandiților, mișcați-vă, în această zi nu mergeți în zona aceea la măturat. Această atitudine a gardianului a produs oarecare stare de surprindere în rândul preoților care măturau, dar printre strigăte el le-a comunicat că în această noapte a murit Iuliu Maniu. Deci așa au aflat și așa au reușit după aceea să transmită știrea în toată închisoarea, cu referire la decesul marelui om politic. Cu toate că Iuliu Maniu a murit în 1953, actul de moarte a fost întocmit abia în 1957. În genere, la Sighet, în toți cei care au decedat, actele de moarte au fost întocmite retroactiv, iar în dreptul ocupației, la rubrica ocupația, este consemnat foarte cinic fără ocupație. Deci, tocmai în cazul unui om care toată viața și ocupația sa supremă de-a lungul vieții a fost lupta pentru democrație și păstrarea valorilor naționale și mergând până la jertfa supremă până la urmă, deci era fără ocupație, fără studii. Practic astăzi cei care nu știu sau tinerii care nu știu cine a fost Iuliu Maniu ar putea să spună că a fost un simplu deținut de drept comun. Destinul lui e tragic și e tragic chiar și după moartea lui. Pentru că, și asta trebuie neapărat spus, într-un an centenar, casa lui memorială de la Bădăcin, din județul Sălaj, este într-un stadiu foarte, foarte prost. Pentru că, deși de câțiva ani buni,
cei de acolo care se ocupă de restaurarea casei încearcă, depun petiții pe la guvern, pe la președinție, peste tot, nu primim niciun fel de răspuns. Trebuie noi, oamenii simpli, să ne batem pentru ca acea casă memorială a lui Iuliu Maniu să fie redată poporului. Pentru că acolo este spiritualitate. Maniu spunea, cel mai liniștit și cel mai bine mă simt când trag aerul de la bădăcin. Aerul de la bădăcin este aerul unui om care s-a dedicat unui lucru atât de simplu, dar atât de frumos. Poporului, principiilor și cauzei. Iuliu Maniu n-a cerut nimic pentru el și poate tocmai de-aia a fost periculos pentru toată lumea. A fost periculos în toate momentele activității sale. Iuliu Maniu, cred că, din punctul de vedere al nostru, este un exemplu. Un exemplu pentru ce înseamnă o națiune demnă. O națiune care să stea dreaptă în fața tuturor.